Astăzi, după ce la spital s-a prezentat o femeie de 29 de ani cu simptome similare coronavirusului, conducerea unității spitalicești a luat decizia de a achiziționa un container în care să fie primiți și consultați suspecții de coronavirus. Dispozitivul va fi instalat în apropierea unității primire urgențe și va fi dotat cu toate utilitățile. Astfel, va putea servi atât ca un cabinet de consultații izolat, cât și ca o cameră de carantină temporară. Reprezentanții spitalului spun că măsura servește mai ales la siguranța celorlalți pacienți, dar și a personalului medical. Un alt container pus la dispoziție de ISU va fi instalat lângă secția infecțioase. După ce pacienta va pleca din secția UPU, în zona unde a fost izolată, se va dezinfecta. Vom face procedurile care trebuie în urma acestui lucru și vom redeschide fără nicio problemă și această intrare de la UPU. Vreau să vă mai spun că preventiv am considerat împreună cu domnul președinte al Consiliului Județean să achiziționez un container cu toate cele pentru dotare, respectiv grup sanitar, căldură, duș. Vreau să-l montez la intrarea în secția UPU, lângă intrarea în secția UPU, pentru a face un triaj în cazul în care o pacientă vine cu simptome, astfel încât să nu mai fie în contact aproape cu nicio persoană și consultul să fie izolat. Am decis acest lucru și am solicitat și sprijinul ISU, care ne ajută cu încă un container. Vrem să punem unul la lângă secția UPU și unul la secția infecțioasă pentru acest lucru. Astfel, pacienții care vin să fie controlați în cele mai bune măsuri de siguranță, atât pentru angajații spitalului, cât și pentru persoanele din jur. Reprezentanții DSP le reamintesc tuturor buzoienilor care s-au întors din Italia că este obligatorie autoizolarea timp de 14 zile. Pentru cei întorși din zonele de risc, Lombardia și Veneto, sunt prevăzute măsuri speciale de carantină. Există o legislație care obligă persoanele care au venit din Italia, indiferent pentru ce scop au călătorit, să rămână în izolare la domiciliu 14 zile, mai puțin cele care sunt din zonele de risc pe care noi le avem deja bine definite. Lombardia și Veneto sunt două regiuni cu mai multe cartiere, sate, nu știu cum este organizarea lor, unde persoanele vor fi ținute în carantină. La Buzău, peste 30 de pacienți au fost izolați cu suspiciune de coronavirus. Între timp, în cazul celor mai mulți, măsura a fost ridicată.